În urmă cu câteva zile, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din județul Călăraș, împreună cu organele de poliție, au participat la acțiuni de control privind modul în care agenții economici au luat măsurile de prevenire pentru răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. În urma controalelor efectuate la 10 unități de alimentație publică, atât din punct de vedere al relațiilor de muncă, cât și al securității și sănătății în muncă, s-au constatat următoarele. Angajatorul nu a afișat la intrare în unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2. Unitatea nu a luat măsuri prin care să asigure în permanență la grupurile sanitare, vestiar și sala de mese, materiale igienico-sanitare, săpun și dezinfectanți și nici nu a montat postere cu modul corect de spălare a mâinilor. Unitatea nu a luat măsura ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție, de exemplu măști, deși aceștia le aveau în dotare. De asemenea, în urma controlelor efectuate, au fost identificate 3 persoane care prestau activitate fără a avea încheiat contract de muncă. Pentru neregulile constatate, unitățile au fost sancționate contravențional, valoarea amenzilor fiind de 60.000 de lei.